Sindicaliștii din educație au discutat cu reprezentanții guvernului despre noua grilă de salarizare a bugetarilor. Ei au cerut ca majorările salariale să înceapă din luna august a acestui an. De asemenea, au cerut ca în ianuarie să crească salariile cu 5% și în august 2017 să mai fie o creștere de 5%. Cererile de majorare a salariilor încă din acest an au fost respinse de ministrul Muncii, care a motivat că nu sunt bani. Ieri a avut loc întâlnire între reprezentanții sindicatelor din învățământ și reprezentanții din guvern. Noi nu am fost de acord, în primul rând, cu grila de salarizare și cu mărirea pe care au propus-o cei din guvern. Ba mai mult, au propus ca pentru deputanți să dea 10% și 5% din 2017, din luna august. Noi nu am fost de acord. Va urma o nouă rundă de negocieri și dacă până atunci guvernul nu are o soluție acceptabilă, sindicatele au avertizat că 15.000 de salariați din învățământ vor porni pe 1 iunie într-un marș de protest din fața Guvernului României către Palatul Cotroceni. Noi pe data de 1 iunie avem un meeting organizat de FSLI. Giurgiu va participa cu 150 de sindicaliști. Două autocare vor pleca din Giurgiu, iar 50 din partea nordului. Săptămâna trecută, premierul Dacian Cioloș le-a propus sindicaliștilor majorări salariale de 10% începând cu luna august a anului viitor, ofertă pe care sindicatele au refuzat-o. Sindicaliștii din educație sunt nemulțumiți de ordonanța salarizării unitare, care a adus majorări salariale pentru angajații din sănătate, nu și pentru cei din educație.